Emil Sandoi a recunoscut că a purtat discuții cu Marin Condescu pentru preluarea echipei Pandurii. Sandoi spune însă că va veni la Târgu Jiu doar în cazul în care și Sorin Cârțu va semna cu Gorșenii. Negocierile dintre cele două părți au început înaintea sărbătorilor de iarnă, după ce Petre Grigora și-a anunțat că nu va continua la Pandurii cu un salariu de 1500 de euro lunar. Emil Sândoi este primul tehnician cu care Pandurii a demarat negocierile pentru preluarea echipei. Sândoi recunoaște tratativele cu gorjenii, însă anunță că va semna cu Pandurii doar dacă va face echipă cu Sorin Cârțu. Deocamdată lucrurile nu sunt clare. Eu am purtat o discuție cu ei înainte de sărbătorii. Am vorbit și cu Sorin Cârțu, cu domnul Condescu, pentru că dacă vom merge, vom merge doar împreună acolo. Sincer, depinde și de situația pe care o va avea echipa. Probabil aceste lucruri se vor clarifica la reunirea lotului. Suntem conștienți că sunt multe probleme. N-aș putea spune că e o certitudine în acest moment. Eu am promovat cu pandurii. Îl cunosc de foarte mult timp pe domnul Condescu. Sorin, la fel, a antrenat pandurii. Suntem cunoștințe vechi. Aș putea spune chiar prieteni. Știm că s-a intrat în insolvență, știm că nu e o situație tocmai bună. Vom vedea după data de 8 ianuarie, atunci când va fi reunirea lotului și se vor clarifica lucrurile, a declarat Emil Sândoi pentru Dolce Sport. Emil Sândoi este antrenorul cu care a reușit pandurii să promoveze pe prima scenă a fotbalului românesc.